Cea mai mare preocupare din secolul al XIX-lea a fost extinderea frontierelor Americii până când ea a devenit a treia națiune cu cea mai mare suprafață terestră din lume. La începutul secolului al XX-lea a fost pus fundamentul dominației financiare la nivelul mondial al Americii odată cu formarea Rezervei Federale la 23 decembrie 1913, asigurând servitutea generațiilor de americani precum și a altor țări ale căror guverne au cumpărat datoriile Americii. Al doilea război mondial a fost extrem de avantajos guvernului american la sfârșitul războiului Statele Unite și Uniunea Sovietică au împărțit prada unei germanii foarte avansată tehnologic, furându-i nu numai secrete militare în arme avansate, ci și tehnologie avansată în industrie și comerț de asemenea. În cadrul proiectului Paperclip, mulți dintre oamenii de știință din Germania, dintre care majoritatea erau ofițeri SS, la nivel înalt, au fost aduși în Statele Unite și au format baza CIA de astăzi și NASA. Teroarea cerurilor bombardierul Stealth America a avut la bază un proiect german din 1944. Războiul rece de după al doilea război mondial a dat Statelor Unite o scuză repetată pentru implicarea în războaie străine internaționale, toate sub masca stopării comunismului, din Corea Vietnam până la primul război din Golf, secolul 20, târziu a fost umplut cu o agresiune americană crescândă. Chiar și diferiții lideri străini nu erau scutiți de asasinare de către agenții Ops Black dacă agendele lor politice intrau în conflict cu cea a Statelor Unite. Odată cu sfârșitul războiului rece, complexul militar american avea nevoie de un nou inamic cu care să lupte în goana sa pentru dominația mondială. Un secret dezvăluit, confirmat de mulți americani, este faptul bine documentat că acțiunile oribile comise împotriva cetățenilor americani pe data de 11 septembrie 2001 au fost, de fapt, acțiuni ordonate din interiorul guvernului american, special concepute pentru a crea un inamic la nivel mondial. Nu pot fi uitate imaginile cu musulmani, sărbătorind chiar vestea evenimentelor oribile care se produceau în acea dimineață și care dezvăluie ignoranța la nivel mondial asupra faptului că această crimă atroce fusese proiectată ca să ofere scuza necesară pentru ca Statele Unite și aliații săi ONU să intre peste națiunile suverane. În trecut, actul invaziei unei națiuni suverane era considerat un act de război. Astăzi, în conformitate cu generalizarea vagă a unui război împotriva terorismului, orice guvern pe care Statele Unite vrea să-l cucerească este de ajuns să fie acuzat doar că adăpostește sau sponsorizează teroriști și Statele Unite și aliații ei îl invadează. Viețile multor civili din Afganistan și Irak au fost distruse de puterea fiarei care sfâșie a Statelor Unite. Intoxicațiile prin radiații de la arme cu uraniu sărăcit folosite în Orientul Mijlociu sunt o crimă împotriva umanității. Acesta afectează nu numai civili în direcția vântului atacurilor militare americane, dar și viețile soldaților americani și ale familiilor lor, care au fost pălați pe creier să creadă că luptă pentru țara lor. Dronele militare. Statele Unite reprezintă doar una dintre multele căi prin care această putere fiară impune domnia terorii peste tot în lume. Anumite drone zboară deasupra teritoriului inamic, reducând pierderea de vieți omenești în rândul militarilor americani, în timp ce îi vizează pe dușmanii americanilor. Cetățenii americani nu sunt scutiți de acest spionaj intruziv. Utilizarea de drone în Statele Unite, odată ce a fost respinsă ca și teoria conspirației, este în prezent un lucru admis. Intimitatea este un lucru ce ține de trecut pentru toți cei care trăiesc în raza de acțiune a guvernului american. Dar dronele sunt doar un singur mod al guvernului Statelor Unite de a exercita controlul despotic asupra cetățenilor săi și asupra altora. Camerele instalate pe străzile din oraș păstrează mereu un ochi vigilent asupra cetățenilor în timp ce calculatoare puternice Super Cray, monitorizează toate apelurile internaționale și multe telefoane naționale și e-mail-uri. America, odată dulcele pământ al libertății, este acum o putere fiară care sfâșie împotriva americanilor și non-americanilor deopotrivă. O proliferare a mii de legi face din cetățeanul mediu în necunoștință un călcător de lege. În timp ce americanii se agață de credința că țara lor încă este cea mai liberă din lume, realitatea este că Statele Unite ale Americii are cea mai mare populație în închisoare pe cap de locuitori din întreaga lume. Exerciții gherilă sunt efectuate de armatele Statelor Unite în orașele americane prin instruirea trupelor sale în războiul urban împotriva propriilor cetățeni.